E fratele nostru Jenica aici, Jean de la Craiova, și trebuie să vă spun că Jenica întotdeauna are minte, îi merge mintea peste tot, totdeauna. De exemplu, el avea un vis, ca la un moment dat să chemăm niște gagici. Cum era visul tău atunci cu sifoanele? Că aia mi se părea absolut genial. Da, dar ne trebuia un, cum se spune, că știu de la Rebus, asin. Așa. Un măgar. Un măgar. Călare pe el. Așa. Așa am vrut să intre la tine emisiune. Și cu două sifoane de alea cu sită ca să nu ne rănim. Așa, știi, și? Știi ce se întâmplă. Cu două, și în loc de pistoare, se intră așa. Am venit! Pac, 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 pac! Și vedeai că te zicea că lua câte o gagică de asta care spunea, vai că sunt foarte, eu sunt foarte cuminte, de fapt i-a rupea cluburile și Jenica da. S-o ia și s-o pedepsească. Pedepsită cu sifon. Cu sifonul, nu? Da. Adică nu sifonul, doar sifonul normal. Bine, e... Ei îi place și la sifon, dar pe de altă parte Jenica a mai avut o idee care deja a făcut deja epoca la emisiunea Agenția VIP, în sensul în care el a văzut și a plăcut la Jimmy Fallon în America povestea cu paharele. Dar tu dacă te uiți bine la Jimmy Fallon, da. Moaca nu semănă, parcă semănă cu el. Da, e adevărat. Nu? Nu știe lumea ce moacă, ce, nu? E adevărat. Crede-mă, de dragul lui, am fost în California, la Los Angeles. Așa? La Disneyland și am fost să văd studiourile, tot, să mă plimb așa cum o face fiecare care ajunge acolo. Așa. Și am văzut niște machete cu el acolo, mi-am făcut poza așa și băi, că, să știi că chiar se... Băi, deci te pomenești că maică-sa sau taică-su? Cine fi fost pe România? Mă așteptam să iasă niște operatori, știi? Să zic că Mr. Fallon. Mr. Fallon, da, unde e safe-ul, că nu mai zic. Da. Unde ții banii, că nu mai știu. $2 million, no. Dar Jenica, e adevărat că tu dacă trebuia să te întrebau ea, what can we do today, tu ce le spuneai în engleză? Spuneam, vorbiți frumos, nu mai mă înjurați că... Da, chiar, tu în străinătate cum vorbești engleză? Vorbesc, dar la un moment dat mai fac pauză, că mă dor închieturile, mâinile, știi, și... De exemplu, că spui, vreau un pahar cu apă. Water. Water. Pe scurtă. Foarte bun. Deci, Jenica... Înțelegeți de ce Jenica e de-a la în formă? Cântă el foarte des în străinătate și, într-adevăr, se exersează foarte bine. Te adaptezi, să știi. Dar am văzut că la un moment dat tu mergeai mai mult în Cipru, acolo, în grecește, o arăți mai bine. Da, e frumos. Nu, nici acolo nu, dar știu, Ticanis... Da, asta, unde nu știu, bag zorba grecu. Și gata. Foarte bun. Jenica, deci se descurcă pe... Deci, dar e vreun loc în care nu te-ai înțeles deloc cu ei? Bă, mi-e frică să merg în China, dar nu știu ce aș... pentru că dacă eu am o petrecere în China, așa, da. După mintea mea, mă cheamă un chinez. Da. Am foarte mulți prieteni chinezi. Hai că am o petrecere în China. Nu știu cum se iau bacșiși de la ei. Că dacă dă unul bani, seamănă toți la fel, nu mai știu care e ăla. Păi da, una. Cui cânti? Și doi... Luvărul Ken sau Luvărul Men? Și numai, nu știu, mă zăpăcesc. Mai bine, vină tu și fă petrecerea în România ca să te deosebesc foarte ușor. Chinezul. Așa este. Uite, de exemplu, băiețelul meu are o pasiune pentru limba chineză și deja a început să... A zis că de ziua lui vrea să îi se cântă în limba chineză. Și în casă cântă așa, ciulișanii, ciulișanii. Tu știi că mi-e drag... Uite, o să fiu la o emisiune din toamnă și chiar vreau să învăț, adică mi-e frică să nu nimerez să cânt în chineză, că mor. Asta, am înțeles, a te bagă iar să cânti în chineză? Da, cine știe, poate. Nu, că asta nu o dă pentru că știu. Adică pomă chiar îmi dă. Da. Dă foarte, foarte bun. Deci, Jenica, după cum vedeți, este poliglot, este foarte bun. Ai mai văzut jocuri de-astea cu apă? Că la ți-a plăcut, ție n-a stropit nimeni. Bă, adevărat, Jenica, da. Ca tine nu s-a stropit nimeni dintre toți bărbații. Da, femeile au o plăcere de a se stropi în diverse chestii. Ai văzut, sexy, încet, nu, frate. E frumos, dar emisiunea este foarte mișto. Da. Și așa cum, stă ție bine în asta. Adică e frumos, când vine joi, toată lumea se pune la... Mamă, începe stropeală. Corect. Pe cuvânt de onoare. Dacă eu mă uitam eu, păi da. Știu toate detaliile. Foarte bun. Deci, Jenica, deci, îmi place că ai un tricou pe care scrie cancer. Asta înseamnă că ești cuceritor, nu? Dacă tu nu spui cancer... Da. Cucerește. Dar cucerește teritoria, așa. Sunt un cancer. Dar nu știu... Nu poți să găsești altă de cancer, că seamănă pe altceva. Cancer.
Ce, ce să-ți fac dacă nu seamănă, te-ai gândit la altceva. Să-i zic... Păi dar eu ți-am luat tricoul ăsta, ți-l-ai luat singur. Păi dar nu să știu ce scrie, am văzut că e ceva. E ca la țigări, știi, ăla cu, cu inima, nu, nu-mi dați pe ăsta cu cancer, dați-mi-l pe ăla cu, da, că... cu infarct. Da. Dă-i pe ăla cu, cu impotență. Da, da, exact. Nu, nu, că panta așa era, știi, că te-ai dat pe ăla cu impotență. Auzi, ai zis cu cancer n-aveți, că ăsta cu impotență trage rău, înțelegi? Da. Foarte, foarte frumos. Deci Jenica întotdeauna este foarte, e foarte vesel, dar tu când te, adică te odihnești, când ai timp să, că tot timpul ești pe energie așa. Mă, Cristi, la i-a dat telefon când era la cântare și vorbea încet. Da. Vorbea de parcă erai Vito Corleone. Da, da. Păi vrei să spun ceva? Mă, avem timp să dormim. Dormim, tu mai te deranjezi secole, până mi-a venit să mă recarnez, da, să mă cumpare, să umplu. E și asta un antrenament, o chestie. Mi se pare normal. Așa am fost creat, dacă așa am fost ce vrei. Păi, acum să mă... Stimați telespectatori, stimați oameni, vă rog, lasă-vă care cine să spună. Noi trebuie să fim așa, cum ești tu, spontan, rebel, natural. Așa e, Jenica, eu știu că tu ai câștigat un concurs de dans, mi-aduc aminte. Am și vreau, câștigat, să te, vreau să te întreb dacă nu te lași pe tine ne... De ce? Picioare rupte, măi rupte, vai de mama. Auzi, Jenica, dar vreau să te întreb dacă la un moment dat nu te lași nevasta și ai zis, bă, dansează-mă și pe mine o dată, că le-ai dansat pe toate, pe toate alea pe la emisiune. Mai dansez cu ea, dar... Ce dansez cu ea? Mai dansez, dar a zis ce... băi, fără prize de alea, cum făceai tu. Păi alea mi le făcea ăla, că... Când ai tavanul ce... înalt acasă? E mai înalt. L-am făcut, de asta l-am făcut mai înalt. Să nu se împingă nevastă-mea cu tocul. Să fie precum clătitele, da. Le găsești pe tavan. Da. Foarte bun. Gătești ceva vreodată? Da, sunt foarte bun bucătar. Am participat la concursuri de mâncare. Da? Dar tot, tot de mâncat timpul, sau de mâncare? De pregătit, de... De asta, de culinare, de... Da? Și ce știi? Dăm și un exemplu. Oh, păi oh. Dar tot timpul când gătesc, eu am măcar doi inși în spate care... Și eu scot la final. Oh. Am înțeles. Uite așa bunătate. Nu știi că acum nu se mai pune în farfurie, acum se numește plating. Plating? Plating, că de la plate e farfurie, înțelegi? Și vine maestru și după aia începe, știi, vine ăla, știi? Adică nu mai poți să pui frăși farfuria, frăși cartofii, pac, pă, nu știu ce, acum să faci altfel, Jenica. Să pune frumos, dă cu ea, după care începe, vine ăla, știi, dă cu șumblerul, mai eu cred că vine cu polobocul să nebunesc până mâncare. Și începe să pună, știi, și pune pac, înțelegi, pune cu frunza, înțelegi, și spune câte o frunză, la un moment dat spune și câte o floare. Unor mă la frunze, zic, mă, mâncați așa de mâncare sau nu știu, înțelegi? Aia, acolo trebuie să... Lasă, mă, Cristi, am mai mâncat eu undeva într-o țară. Și mi-a adus o farfurie și a zis, aoleu, și aveam o foame, doamne, și mi-a adus așa în centru ei, nu știu ce, creier de gâsc, că zic, măi frate, nu mă năchiu. Și erau niște delicatese, dar dita mai farfurie, da, și așa da, mâncare, și am zis, dați puțin muzica mai tare, că s-auzea mase, să mai s-aud asta. Și era mai mă și ținea de vorbă, au și pe unde ai mai fost? Că nu te-am mai văzut, nici cu tare, zic, lasă-mă, domnule, să mănânc, domnule, și venea ăla și strângea mâncarea și Nasom. Știi ce trebuie să faci? Mi-era știi cum foame, se spune românește? Și am oprit, mi-am luat un burger. Aia e, mă. Știi cum, știi care e românul o vorbă? O tregem din pâine, luai puțină pâinică, băgai așa frumos. Păi n-aveai ce să băgi, că era atât de frumos aranjat. Ai văzut cu neamărit miliardarul? Da. Când a văzut bunătățile alea, a scos prazul să uita la ele, întindea alea și zis la poștă, nu se atinge. Cam așa era. Aha. Erau foarte, ce spuneai tu, șuble, culiță, fundiță. Și ce să mănânc? Păi, n-aveai ce deranjeai, domnule, să vedea. Trebuia să te trimite la niște coaste, ceva la o... Păi am plecat la primul fast food, burger. Am mâncat. Mai ți-e foame? Zic, nu. A fost foarte bună porția, dar bună, ceva, deci da. Să nu mai mă chin în greu. Dar șpriț? Mai bei și tu? Tot la petrecerea aia, țin minte, a dus un vin de nu știu de ce an, că pe 100 de ani, că a venit de la strecurat pun ceva, că nu știu ce, și am băut, ăla făcea așa și eu... Mi-am luat apă minerală să-mi pun. Și a zis, nu! Da, ce că strică aia. Strică vinul odată, la și, tata. Și am spus ăla, francizi erau și da. Spuneam, pule. Băi, zic că vorbește frumos. Pule, ce pule, băi? Pui. Zic, bine, am terminat cu pule ăstea. Guiți, aveți? Da, te fără că să știi că am fost la o nuntă, băi, vreau să spun că era nunta lui Viorel Cataramă, care e specialist în vinuri. Știi câte feluri de vinuri a avut? Cred. 9.
Wow. Înțelegi? Deci venea un fel de mâncare, poc venea câte un vin. Aveai un pahar. Știi? Și erau câte unele bune jenica, ar fi, bă, să ne întindem și noi la un șpriț. Nu. Când să zici, mai vreau și eu de la, nu mai e nu te înțeleg, spun că aveam un sacou lung așa cu buzunare pe interior, doamne, încăpea aici 4-6-4-8. Vreau să spun că deci n-am văzut, nu, să spune că poți să pui sticlă pe masă, că e țărănie. N-ai voie să pui sticlă pe masă, în afară, frapieră, nu știu ce, dar n-avea nici frapieră. Venea un nene de la un valet, a făcut la el acasă, poc. Să-mi pună ăla. Mâncai și tu ceva, bei și ziceai, mai aveți, nu mai avem următorul, pac, venea vinul următor. Am băut 9 feluri de vin, 9 pahare, nu m-am îmbătat. Și apărea Viorel, deci pe la 4 dimineața, acest pahar de Chateau Lafite, 1964. Da, frumos. Da, îmi place, dar până nu văd eu sticla pe masă așa și cu un borbis de ăla, cum îi spune, în gălul așa, să pun un șpriț așa, să-mi cânte unul la ureche cu un țambal de gât și cu o vioară mică. De când ne-am aflat mulțimea, făcui dragoste cu tine, ne vorbește lumea toată, când e rău și când e bine. Și pe ce șprițul ăla? Și mai și ți dau, mai toarce micie, nu? Doamnelor și domnule, așa e frumoasă România, jenică, să dăm de o sănătate. Și da, îți mulțumesc pentru tot. A zis Jean că mai are o provocare. Când, și... nu, când mai petreceri de-astea, cu, nu cu nouă, cu patru genuri de vin de-astea. Să te am acolo, să te văd. Nu dăm un mesaj, că eu știu cu ce să vin, mă fac pe instalatorul, pe depanatorul, fac eu vin, eu bag sub cască, bag aici și te sun pe nou. Vezi că ai parte, două sticle. Da, doamnele, domnilor, n-am știu ce să fac la nunta lui Viorel, că te-am în data viitoare. Ah, să nu mai știu. Mai fă ceva, Viorel, mai fă ceva. E adevărat, am mai făcut o petrecere în care a fost de asta orez cu trufe și mi-a zis, trufe, nu din România. De ce nu mai pot de foame? Înțelegi? Nu din România și avea un gust așa să ne puneți trufele astea de România, de astea gumă de amestecat. E dacă spune, dacă spune vrei să mănânci niște trufe, mă gândeam la trufandale. Păi da. Așa. Mintea românului. Hai închide că ne ducem să mâncăm. Să mâncăm trufandale.